Universitatea din Pitești a primit vizita Ecaterinei Andronescu, ministrul educației. Alături de conducerea universității la această întâlnire a participat și președintele Consiliului Județean Argeș și primarul Piteștiului. Una dintre problemele abordate a fost cea a finalizării noului campus, ale cărui lucrări au început în urmă cu 16 ani. Este o problemă de infrastructură, corpul acesta de clădire care este neterminat trebuie finalizat, nu avem bani în bugetul de anul acesta, ne străduim să creionăm câteva proiecte cu Banca Mondială și poate și cu alte bănci și începând de anul viitor să încercăm să finalizăm lucrările din sistemul de învățământ care sunt începute și neterminate. Conducerea Universității din Pitești își dorește ca noul campus să fie terminat anul viitor, pentru îndeplinirea acestui obiectiv fiind necesară o finanțare de 80 de miliarde de lei vechi. Acest campus este al Universității, este al comunității piteștene, argeșene. Noi vrem ca tot ceea ce se întâmplă în spațiul universitar să fie destinat societății pe ansamblu, pentru că nu putem trăi izolat, suntem și facem parte din societate. Ni s-a promis ajutor, eu am făcut o analiză pertinentă, zic eu, vis-a-vis de etapele necesare pentru ducerea la bun sfârșit a acestei investiții și am primit promisiunea că vom fi sprijiniți. Universitatea din Pitești a pășit în mod festiv în anul universitar 2012-2013, cel care marchează și împlinirea a 50 de ani de la înființarea instituției. Ceremonia de deschidere a anului universitar s-a desfășurat la Casa Sindicatelor. Este un moment de început de drum pentru studenți. Chiar putem să spunem că la momentul acesta trasăm o nouă linie în ceea ce reprezintă viitorul universității noastre. Pentru studenții i-am felicitat și felicit în continuare că au ales Universitatea din Pitești, au ales facultăți puternice, să nu uităm că Universitatea din Pitești anul acesta împlinește 50 de ani de existență, de învățământ superior, sunt 50 de ani de excelență, iar toate rezultatele obținute ne îndreptățesc ca să accedem pe unul din posturile fruntașe în ierarhia universităților din România. La ceremonia de deschidere a anului universitar au asistat și numeroși invitați care au avut mesaje pentru studenți. Să nu uite niciodată că economia de piață, indiferent de probleme trecătoare pe care le avem noi românii, până la urmă va cerne valorile și până la urmă vor reuși cei bine pregătiți din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere profesional și mental. Am pășit pe scările universității, am trăit emoția de a fi pentru câteva clipe student, mi-am adus aminte de perioada studenției. Le doresc din tot sufletul, atât dumneavoastră cât și cadrelor didactice, mult succes în noul an universitar. Anul universitar este început de upit cu aproximativ 11.000 de studenți, dintre care 3.000 sunt boboci. Am venit să învățăm și suntem curioși. Eu sper să se termine cu bine, sper să ies un inginer nu neapărat renumit, dar bun. Nu știu, am speranțe mari. Sper să termin cu brio facultatea, să evoluez cât mai mult și să ies un inginer foarte bun. Ceremonia de deschidere a anului universitar la UPIT a inclus și un concert desfășurat în Piața Milea. Universitatea din Pitești a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea Guangxi. Aceasta este una dintre cele mai vechi universități din China, având în jur de 40.000 de studenți. În baza acestei colaborări, cele două universități vor face schimburi de studenți și profesori și vor fi partenere în mai multe proiecte. Ne dorim ca anul pregătitor să se efectueze pentru studenții din China la Universitatea din Pitești. Tot la fel dorim schimburi de cadre didactice, colaborare în domeniul cercetării științifice este un lucru pe care ia cătă că îl urmărim cu precădere. Avem ca țintă organizarea de sesiuni științifice în comun și diverse alte manifestări culturale. Pentru încheierea acestei înțelegeri, din China a venit chiar rectorul universității. Alături de colegi și membri ai ambasadei Chinei în România, el a vizitat și câteva laboratoare și facultăți din cadrul UPIT. Laboratoare de la mecanică și facem turul așa, domnul președinte. Laudeamus sigitur, iubelezum sum.
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de învățământ superior, Senatul Universității din Pitești i-a conferit titlul de doctor honoris causa părintelui profesor universitar dr. Roberto Giraldo, rectorul Institutului de Studii Ecumenice San Bernardino din Veneția, Italia. Permiteți-mi, părinte profesor universitar dr. Roberto Giraldo, să vă mulțumesc pentru că ați acceptat hotărârea Senatului Universității noastre și să vă felicit totodată pentru întreaga activitate pusă în slujba cercetării teologice a ecumenismului și pe această cale a cunoașterii reciproce între națiuni. Părinte Roberto, așez pe umerii tăi roba ca o mantie a dreptății, înțelepciunii, a științei ce te reprezintă. Eu așez pe capul tău, ca semn al demnității academice și de distincție, ca doctor honoris causa al Universității din Pitești, TOCA. Această ceremonie nu dorește să răsplătească prietenia dumneavoastră, întrucât aceasta este un dar neprețuit al inimii. Însă recunoaște valoarea spirituală a unui om care ne-a împărtășit experiența, cunoștințele și căldura sufletului său. Nu pot să găsesc cuvinte potrivite ca să vă mulțumesc pentru laurea honoris causa pe care ați avut amabilitatea să-mi acordați. Chiar dacă sunt emoționat, mare emoționat, datorită faptului că nu rețin să am merite deosebite, o primesc cu mare bucurie. Manifestările dedicate celor 50 de ani împliniți de Universitatea din Pitești au atins apogeul la Teatrul Alexandru Davila, organizându-se ceremonia de înmânare a titlului de doctor honoris causa alteței sale regale, principesa moștenitoare Margareta a României. Senatul Universității din Pitești, în ședința din data de 15 octombrie 2012, în unanimitate de voturi, hotărăște acordarea titlului de doctor honoris causa al Universității din Pitești, alteței sale regale, principesa moștenitoare Margareta, pentru contribuții esențiale în dezvoltarea culturii și societății românești. Vă mulțumesc! Din cauza unor probleme de sănătate, principesa Margareta nu a putut veni la Pitești, în locul său distinția academică fiind ridicată de soțul său, alteța sa regală, principele Radu. În cei 23 de ani de viață publică a ei principesei moștenitoare în România, este pentru prima oară când nu a putut fi prezentă, așa cum a promis, la întâlnirea cu societatea românească. Principele Radu a evocat puternicele legături care, de-a lungul istoriei, au existat între județul Argeș și Casa Regală a României, punctând faptul că principesa Margareta primește în premieră cea mai mare distinție onorifică pe care o poate acorda o universitate. De asemenea, principele Radu a dat citire mesajului pe care principesa Margareta l-a avut pentru mediul academic piteștean și argeșan. Pentru predecesorii mei, Argeșul și Piteștiul au fost centre ale culturii și educației românești. Astăzi sunt bucuroasă să știu că tradiția este dusă mai departe cu demnitate și cu perseverență. Cu acest prilej s-a făcut public și faptul că Universitatea din Pitești ar putea intra sub patronajul casei regale, urmând să se numească Universitatea Regele Mihai I. Acest lucru s-a discutat între Senatul Universității și Majestatea sa Regele, desigur. Și există vreo decizie? Cred că o să vă spună autoritățile. Eu nu sunt decât musafir aici. Sunt sigur că o să primiți surprize plăcute. Ambele părți au agreat acest lucru și suntem în acest proces de schimbare a denumii. Ce nume va fi? Universitatea Regele Mihai I. 150. Foarte ok. 160. 160. Cineva dă mai mult? Cât? 170.
În aceste condiții s-a desfășurat o licitație caritabilă organizată la Universitatea din Pitești. Studenții au creat diferite obiecte pe care apoi le-au scos la mezat. Au ajuns să fie cumpărate la licitație de colegi, profesori sau invitați, în general oameni de afaceri din județ. Rămâne 250 odată, 250 de două ori, 250 de trei ori. Vă mulțumim! Banii rezultați vor fi folosiți în totalitate pentru a fi donați către case de bătrâni sau centre de copii. În afara licitației, pe holurile rectoratului a fost organizată o expoziție cu vânzare, banii obținuți având aceeași destinație umanitară. Cu ce produse? Cu lumânări decorative și lucrări din Ipsos. Și cam atât. Și prețurile cum sunt? Prețurile zic că sunt destul de bune, mai ales că suntem pentru un act caritabil. Ce lucrări am? Desen artistic, grafică, na, de obicei fac pe foaie sau pe pergament, un fel de scroll, și mai fac și sculpturi. Seara s-a încheiat la Universitatea din Pitești cu un program de colinde și cu aprinderea unui falnic brad de Crăciun. Studenții de la specializarea psihologie a Universității din Pitești au ales cele mai bune lucrări pregătite pentru seminar și le-au reunit într-o lecție de educație rutieră. I-au chemat cu acest prilej lângă ei și pe elevii de la liceele Brătianu, Odobescu, Mariate Iuleanu și Mihai Viteazu. Sfaturi de prevenire a accidentelor pentru pietoni. Circulați numai pe trotuare, iar în lipsa acestora pe potecile laterale. Angajați-vă în traversarea părții carosabile numai după ce v-ați asigurat că acest lucru se poate face în siguranță. Este o acțiune care vrea să atragă atenția asupra evenimentelor rutiere ce se petrec în perioada sărbătorilor. Luna decembrie este asociată cu petrecerea timpului în familie, cu cadouri. Din păcate, în această perioadă, numărul incidențelor în trafic, foarte multe dintre ele soldate cu morți și răniri grave, este extrem de mare, iar noi nu mai știm să ne gândim la ele. Pe acest subiect, studenților și elevilor le-au vorbit și reprezentanței poliției și ai cadrelor medicale. Pentru mine e o surpriză că văd așa de mulți tineri că se interesează de chestia asta și asta înseamnă, asta este un lucru bun. Dar vreau să vă spun că în 23 de ani de poliție am văzut foarte multe lucruri, poate în jur de 10.000 de evenimente rutiere. Sincer vorbind, pe mine nu o să mă vedeți niciodată că merg fără centura de siguranță pusă, pentru că știu ce înseamnă evenimentul rutier, știu ce înseamnă, și poate și doamna o să vă confirme ceva mai târziu, să vezi un om, parcă e mai preferabil să ajung la un accident mortal decât să ajung la un accident rănit grav, când un individ, o femeie, un bărbat, un copil strigă după ajutor, delirează, are tot felul de expresii și pur și simplu nu știu ce să-i faci să-l ajute. Am vrea ca spitalele să fie goale, să fim așa în șomaj tehnic, să zic. Dar, din păcate, realitatea ne arată obusul. Spitalele sunt pline de victime ale accidentelor de circulație. Mergeți în ortopedie, mergeți în chirurgiile generale, chiar și în secția mea, în chirurgie plastică și reparatorie, microchirurgie reconstructivă și arsuri, până spun unde lucrez, să plisesc oamenii și pleacă. Dar asta este. Vin acele brațe amputate, degete amputate pe care le-ați văzut la mine în secție, se pun la loc, atât cât se mai poate salva. La Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității din Pitești s-a ciocnit câte un pahar de șampanie și s-au premiat rezultatele studenților ce au urcat pe locul 2 la finala Campionatului Național de Atletism. Organizată la Bacău, întrecerea a adunat la start 22 de centre universitare. Piteștenii s-au clasat imediat după Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și înainte de Universitatea Spirul Haret din București. În spatele acestor rezultate, care au făcut subiectul comunicatului de presă, stă talentul lor, dar și munca lor, care ascunde ore întregi de antrenamente, multe renunțări, multe speranțe. La Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității din Pitești, studenții medaliați la Bacău au fost primiți chiar de către rectorul Ionel Didea. Voi începe prin a vă felicita, dragii studenți, pentru rezultatele obținute. Suntem mândri de performanțele pe care le-ați obținut. Cu adevărat, sunt convins că cel mai bun ambasador al universității noastre este dumneavoastră.
și felicit cu această ocazie și care didactice a cărui dăruire în pregătirea dumneavoastră am cunoscut-o în decursul timpului. La Bacău, cei 10 studenți participați, dintre care 5 băieți și tot atâtea fete, au obținut în total 11 medalii, 5 de aur, 5 de argint și una de bronz. A fost o competiție foarte acerbă, ne-am întors de la Bacău cu niște rezultate foarte bune, având în vedere că am concurat cu alte 21 de centre universitare. A fost cam neplăcută pierderea locului întâi, dar sperăm că la vară să ne luăm revanșa în fața Universității din Cluj. A fost o competiție destul de serioasă, cu adversari destul de puternici, dar noi mergem înainte, e începutul sezonului și sperăm la mai bine. Conducerea Inspectoratului Școlar Argeș salută colaborarea pe care o are cu Universitatea din Pitești în interesul educației din județ. Unul dintre proiectele comune materializate de la începutul acestui an constă în contribuția profesorilor universitari în pregătirea grupelor de excelență formate din elevi din învățământul preuniversitar. Astfel, elevi din clasele 4-11 se pregătesc pentru olimpiade cu profesori ai Universității din Pitești. Deocamdată la matematică, însă colaborări similare vor fi demarate cât de curând și pentru celelalte discipline. Noi cu Universitatea din Pitești avem o colaborare foarte bună. Conștiințiu, am mai fost inspector general și în 2008, dar lucrurile s-au schimbat de atunci, este altă deschidere, dacă atunci Universitatea, noi eram considerați sora mică și așa mai îndepărtată, mai vitregă aproape a învățământului. Acum noi suntem parteneri, ne înțelegem foarte bine, binele elevilor și al nostru al tuturor și al educației în general. Universitatea din Pitești se implică nu numai în pregătirea grupelor de performanță formate din elevi, ci și de pregătirea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Universitatea noastră este implicată în formarea continuă încă din 1995-96, când am participat la primele activități de formare continuă din România și acelea le-am făcut la Liceul Nicolae Băcescu de atunci din Pitești, cu parteneri din Anglia și din Franța, universitar, francez și englez. O șansă în plus pentru elevii claselor a 12-a ce urmează să susțină examenul de bacalaureat. Asta au spus reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean împreună cu Universitatea din Pitești, care pentru a veni în sprijinul viitorilor studenți au pus bazele unui proiect măreț menit să faciliteze capacitatea de învățare a elevilor, scopul fiind unul singur. Să pregătim elevii pentru examenele naționale care urmează. Momentan am debutat cu bacul, astăzi este prima întâlnire pentru bacalaureat, urmând ca de săptămâna viitoare să îi avem în vedere și pe cei de clasă. Vor participa profesori atât de la din învățământul preuniversitar, cât și de la universitate, ori le fiind repartizate relativ echilibrat. Noi am demarat acest parteneriat pe 7 ianuarie. Eforturile au fost considerabile, multă logistică, acum suntem în sesiune, am făcut rost de săli, am făcut rost de 28 de cadre din preuniversitar care s-au afiliat voluntar la acest proiect, 13 cadre universitare. Efortul a fost colosal, sprijinit de domnul rector Ionel Didea, de domnul Gardini. Astfel, în prima zi au răspuns afirmativ un număr de aproximativ 300 de elevi care s-au declarat mulțumiți de această inițiativă, prezentând un feedback pozitiv. Am reținut aranjamentul de combinările. Așa, dar mai departe. Nu la mine. Am reținut matricile în partea cu... Se pare o idee foarte bună, pentru că așa poți să înveți mai multe lucruri despre matematică și poți să-i bat cu mai ușor, să te face să înveți mai multe. Experiență plăcută și cred că e important să învățăm cât mai multă matematică, să luăm bacul. Cum ți se pare matematica? Dificilă. Și consider că aceste cursuri te vor ajuta să înțelegi mai bine? Cu siguranță. E destul de interesant, cu toate că la școală se predă, dar
învață mult mai mult aici, altă atmosferă, se predă altfel. Proiectul este structurat pe grupe M1 și M2 în funcție de specialitatea la care elevii susțin bacul, la fiecare existând câte 3 grupe valorice, cu medii cuprinse între 4 și 6, 7 și 8, 9 și 10. De asemenea, au fost și studenți care au participat la proiect. Considerăm că este o idee foarte bună, deoarece vrem să-i ajutăm. Am fost și noi în situația lor și știm cât de greu ne-a fost și nouă la rândul nostru și am considerat că e un prilej bun. Început în 1996, noul sediu al Universității din Pitești, amplasat în zona Târgu din Vale, este finalizat în proporție de 80-85%. Pentru terminarea lucrărilor ar mai fi nevoie de 80-100 de miliarde de lei vechi, plus de o sumă similară pentru dotarea celor 10.000 de metri pătrați construiți. Este un lucru foarte important pentru noi. Am făcut solicitări către Ministerul Educației Naționale pentru alocarea de resurse financiare. Investiția trebuie să continue. Evident, conform termenelor pe care le-am prevăzut, undeva în vară ar trebui să fie finalizată, cu condiția să avem fondurile asigurate. În noile spații vor putea fi mutate 8 dintre facultățile Universității din Pitești, restul de 3 urmând să funcționeze în campusul din Gheorghe Doja. Noua clădire adăpostește de la săli de cursuri, seminarii și laboratoare până la amfiteatre, cel mai mare putând adăposti până la 800 de persoane. La fel de impresionant este și holul central al clădirii, ce are o acustică foarte bună și poate fi amenajat chiar și ca spațiu de concert. Prin facilitățile ei, noua clădire este o mândrie și pentru constructor. Ca complexitate, lucrarea este deosebită și printre puținele din țară care există și poate vor exista pe următorii ani, cel puțin pentru partea de învățământ. Deci este ceva deosebit. Eu am avut ocazia să văd și Universitatea de la Craiova și alte universități din țară, chiar pe vremea când au fost executate. Practic nu suferă comparație. Ideea este că, într-adevăr, trebuie să acești bani pentru că dacă lăsăm lucrarea și așa este începută de foarte multă vreme, se pierde foarte mult din ceea ce s-a executat. În prezent, lucrările sunt suspendate de la începutul lunii decembrie, însă pot fi reluate imediat ce se aprobă finanțarea. Edilul Tudor Pendiuc și-a făcut apariția la partida disputată de către SCM Universitatea Pitești, încărcat de drapelul. Pendiuc a ținut să înmâneze numai puțin de 4 astfel de distincții. Steaguri cu semnele Pitești, oraș european al sportului, a fost acordate pentru sala de sport a universității, pentru Universitatea din Pitești, pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport și pentru CSU Pitești. A ținut în mod special să mulțumească pentru faptul că în acordarea distinției de Pitești, oraș european al sportului, au contribuit din plin structurile Universității din Pitești. Este o bucurie și iată Universitatea Pitești cu tot ansamblul de susținători ai sportului, Facultatea de Educație Fizică și Sport, cea mai centrată din țară, ca și grade universitare și din urmări, grupul sportiv universitar, sala de aici, sunt tot atât de apropiate pentru noi de a genera până la lor motiv pentru care a fost acordat. Punctul de vedere al universității a fost adresat de către rectorul Ionel Didea, iar acesta a promis aceeași colaborare benefică și pe viitor. Ne angajăm ca și în viitor să mergem cel puțin în aceeași parametri. Am spus-o, repet, universitatea este deschisă total către comunitate, aparține comunității și sunt convins că sprijinul pe care domnul primar Pendiuc la dovedință de nenumărate ocazii va fi perpetuat și împreună vom obține rezultate deosebite. Centrul de Cercetare Inginerie Automobilului din cadrul Universității din Pitești a fost gazda unui seminar pe tema eco-driving. Mai exact, participanții au fost învățați cum să conducă un camion pentru a consuma cât mai puțin combustibil. Seminarul i-a vizat pe studenții care dețin permis de conducere categoriile B, C și E și a fost organizat în colaborare cu Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri și cu Societatea Inginerilor de Automobil.
familiile din România. Studiile făcute în ultimii ani au identificat că 60% din costurile unei societăți de transport vin din exploatarea autovehiculelor, iar aici o pondere importantă o are consumul de carburant. Pentru orice mașină, pentru orice motor, stilul de conducere poate să schimbe într-un sens sau în altul consumul de carburant și studiile arată că undeva către 10% se poate obține o reducere de consum de carburant. Dacă țineți cont că un cap tractor încărcat consumă cam 30-40 de litri la sută, vă dați seama că un 10% înseamnă 3-4 litri. Pe un traseu foarte mare, deja e vorba de economii importante. Multiplicat cu numărul de autovehicule din societatea respectivă, ne dăm seama că e vorba de cifre foarte importante pe an. Cursanții au avut apoi la dispoziție un camion pe care au putut pune în practică lucrurile învățate. Ei au avut de parcurs un traseu în jurul Piteștiului. Desfășurată pe parcursul a 4 zile, sesiunea internațională Omul și Societatea, organizată sub patronajul UNESCO, a adus la Universitatea din Pitești 3 profesori din Japonia. Alături de cadre didactice din țara noastră, din învățământul universitar și preuniversitar, de elevi și studenți, ei au făcut o paralelă între realitățile învățământului românesc și japonez. Ideea fundamentală este aceea a unei mai bune cunoașteri și intenția noastră ca universitate, având de-a face cu două universități implicate în această activitate din Japonia, o universitate din Kyoto și cealaltă din Osaka, deci intenția noastră este să mergem mai departe și să stabilim o colaborare. Astăzi avem aici o paralelă între învățământul românesc și învățământul japonez. Sper să găsim idei și să putem care să reprezinte portaltoiul, să putem să le aplicăm și noi la specificul nostru. Sesiunea științifică are ca organizator principal Societatea Culturală Argedava. În zilele precedente, desfășurându-se întâlniri similare cu cadre didactice, elevi și studenți la Râmnicu Vâlcea și Universitatea din Sibiu. Noi considerăm că pentru viitor vom aduce un aport mai mare, vorbesc nu numai de cadrele implicate în sistemul educațional, ci și de ceilalți factori care sprijină dezvoltarea sistemului educațional în România. Deci totul se desfășoară pentru educație, pentru a sprijini educația, pentru a realiza noi posibilități, un potențial de altă factură pentru modernizarea învățământului în România. Mărțișorului a fost sărbătorită și la Facultatea de Sport a Universității din Pitești. Aici, peste 200 de studenți au luat parte la activități sportive, ce au constat în partide de handbal, volei, basket și fotbal. În jocurile de handbal au evoluat chiar studentele legitimate la SCM Universitatea Pitești, iar în cele de basket a intrat și Cornel Alexiu, component al BCM-ul Pitești. 1 martie a fost o zi frumoasă, am primit multe mărțișoare și să sperăm că va fi frumos și de acum înainte. A fost pentru 1 martie o activitate sportivă foarte frumoasă. Ne-am strâns toți colegii și toate grupele de la Facultatea de Educație Fizică și ne-am distrat. A fost o zi frumoasă. Sunt niște competiții frumoase care ne ajută să socializăm între noi, să creăm alte legături și ne ajută. Este exact ceea ce facem. Jucăm fotbal și ne afaterim. E bine, e ok. La finalul competițiilor, la Facultatea de Educație Fizică și Sport s-au oferit și premii, ce au costat un diplomă pentru fiecare formație ce a luat parte la activitățile desfășurate. Respectând tradiția, în fiecare an Facultatea de Educație Fizică se implică în activitățile sportive de masă, dar mai ales în acest an 2013, în care Piteștiul este declarat oraș european al sportului, activitățile pe care le desfășurăm sunt destul de intense. Acesta este primul ATV electric construit în totalitate în România. El a fost realizat la Universitatea din Pitești, fiind rodul muncii de peste un an a unei echipe de studenți de la 3 specializări: Ingineria Mediului, Autovehicule Rutiere și Electronică.
ATV-ul a fost prezentată de Universitatea din Pitești pe 5 martie pentru a marca Ziua Eficienței Energetice. Tot cu acest prilej, la Facultatea de Științe a fost inaugurat Laboratorul de Cercetare de Energii Neconvenționale. Acesta este independent energetic, alimentându-se cu energia produsă de panouri solare instalate pe acoperișul universității. În cadrul acestui laborator cercetăm patru sisteme momentul respectiv. Patru sisteme de energie regenerabilă, și anume energia solară fotovoltaică, care produce curent electric, așa, energia solară termosolară, deci care produce energie termică de la soare, pe urmă energie eoliană, avem un generator eolian și studiile pe așa, și geotermală, printr-o pompă de căldură, solapă. Cele două proiecte reprezintă reușite ale colectivului de cercetare de la Universitatea din Pitești. Vrem să dezvoltăm acest sistem. Una din aceste invenții va fi participantă la salonul de la Cluj-Napoca. Așa cum vă spuneam atunci când am prezentat bilanțul, avem mult mai multe astfel de idei, astfel de cercetări științifice. Ele vor fi cu siguranță puse în slujba comunității. Sute de liceeni au venit la Universitatea din Pitești pentru a se informa în legătură cu facultatea ce vor să o urmeze. Sub genericul International Study Day, aici a fost organizat un târg educațional în parteneriat cu Comisia Fulbright Română-Americană, British Council, Serviciul German pentru Schimburi Academice și Campus France. Elevii din Argeș au putut astfel fi informați despre criteriile de admitere utilizate de universitățile din Anglia, Franța, Germania și Statele Unite ale Americii, cât și despre etapele procesului de aplicație și sprijinul financiar oferit candidaților internaționali. Ceea ce face instituția mea este să reprezinte toate cele 380 de instituții de învățământ superior din Germania. Noi informăm asupra Germaniei ca loc de studiu și cercetare. Și după cum vedeți, am fost luați prin surprindere și la nivel de material de afluxul uriaș din primele două ore. Oferta British Council este cea de examene Cambridge și IELTS. Astăzi, cu precădere, examenul IELTS, atestat de limba engleză generală, recunoscut internațional, care le facilitează tinerilor și nu numai accesul la instituții de învățământ din toată lumea, precum și oportunitatea unui loc de muncă mai bun. La târgul educațional au venit elevi de clasa 11-a și a 12-a din tot județul. Nu-mi permis să stau în străinătate, deocamdată aș vrea să rămân în Pitești. Poate în viitor. La acest târg educațional, de ce anume v-ați arătat interesat? Examenul IELTS și Goethe. Conducerea Universității din Pitești a catalogat drept o provocare să-și prezinte oferta educațională alături de cea a unor universități de prestigiu din lume. Este foarte bine ca atunci când organizezi ceva să stai alături de cei mai puternici. Poate că unii consideră concurența ca fiind ceva distructiv. Concurența este ceva benefic. Curajul dumneavoastră, până la urmă, de a prezenta oferta educațională în aceste universități cu alte și alte posibilități materiale este de aplaudat pentru noi. Înaintea zilei de 8 martie, Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității din Pitești a ținut să organizeze conferința denumită Femeia în Sport, Modele Sociale. Iar la Pitești, studenților de la sport a venit să le vorbească fosta atletă Paula Ivan. Performanțele reușite de invitată sunt scrise și acum cu litere mari în istoria sportului românesc, dar și internațional. Cele mai mari reușite rămân medaliile de aur, respectiv argint, la Olimpiada de la Seul din 1988. Atunci, cu timpul de 3 minute, 53 de secunde și 96 de sutimi, Paula Ivan stabilea în proba de 1500 de metri recordul olimpic. Rezultat ce nu a putut fi bătut nici până în prezent.
Conferința ce a avut loc la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității din Pitești a făcut parte și din proiectul demarat alături de Primăria Pitești, în anul în care orașul nostru este unul european al sportului, așa că edilul Tudor Pendiuc nu a lipsit de la deosebitul eveniment. După ce le-a vorbit elevilor de la sport despre o carieră plină de sacrificii, însă încununată de premii, Paula Ivan a plecat și cu o distinție primită din partea Universității din Pitești. Universitatea din Pitești a fost locul unde cercetători, primari, oameni de afaceri și specialiști din străinătate s-au întâlnit pentru a dezbate oportunitatea înființării în Argeș a unor parcuri științifice sau industriale. O astfel de inițiativă este văzută drept una dintre căile de creare de locuri de muncă, de impulsionare a economiei și, în final, de ieșire din criză. Factorul politic nu poate decât să încerce să facă ajustări, să țină mână 4-5-6 ani criza economică. Totuși, soluțiile pe termen lung pentru omenire trebuie să vină de la partea de cercetare, de la partea științifică. În țara noastră sunt înființate până acum 4 parcuri științifice și peste 40 de parcuri industriale. Din păcate, în Argeș nu este niciunul. Primul ar putea să apară însă la Mioveni, în zona Bemu, Clucereasa, și s-ar putea întinde pe circa 40 de hectare. Sperăm că în următorii ani, până în 2016, din punctul meu de vedere, dacă nu se întâmplă nimic și se respectă toți pașii procedurali, să avem peste 1000 de locuri de muncă în zona parcului industrial. El va fi pe 30-40 de ani ca și durată de funcționare. Nu pot eu să prevăd viitorul, dar mă aștept să fie un punct foarte al zonei Mioveni, al viitorului municipiu Mioveni și poate al zonei metropolitane Mioveni. În funcționarea viitorului parc, cercetarea va ocupa un loc de frunte și de aici implicarea Universității din Pitești în acest proiect. Universitatea din Pitești dispune de specialiști recunoscuți în țară, recunoscuți în străinătate și sunt convins că această contribuție a lor va fi favorabilă dezvoltării unor asemenea proiecte. Pe mine mă bucură că în acest angrenaj a intrat și Universitatea din Pitești, pentru că ne-am dorit ca aceste parcuri industriale și aceste zone industriale să se bucure de sprijinul cercetării științifice din universitate, de cadrele didactice cu pregătire superioară. La dezbaterea de la universitate au participat și specialiști italieni, cei care până acum au fost implicați în construirea unor parcuri tehnologice. Parcurile științifico-tehnologice sunt considerate astăzi un adevărat și un real sector industrial. Imbinarea unor facultăți cu profil tehnico-științific, instituții de cercetare publică și privată, firme și investitorii financiari, toate acestea au ca scop stimulare procesul însemnate de dezvoltare tehnologică și industrială. Universitatea din Pitești aniversează anul acesta 50 de ani de învățământ superior, de când primele cadre didactice și primii studenți au intonat imnul Gaudeamus Igitur. 1962 a fost anul în care a debutat nobila misiune a cadrelor didactice în modelarea educațională și profesională la nivel academic a generațiilor de tineri intrați pe porțile Universității din Pitești.
Dinamică și modernă, Universitatea din Pitești a crescut an de an și și-a îmbogățit aria curriculară. Astfel, ea este astăzi un reper al învățământului superior românesc. Universitatea din Pitești promovează o largă ofertă educațională prin cele 11 facultăți, programe de studii de licență, programe de masterat și școli doctorale. Instituția derulează an de an un amplu program de dotări care permite Universității Piteștene dezvoltarea unui sistem de învățământ la nivelul oricărei universități moderne din lume. În contextul actual în care mediul concurențial academic se internaționalizează, Universitatea din Pitești își intensifică acțiunile de asigurare a calității proceselor didactice și de cercetare. Astfel, Universitatea din Pitești se afirmă ca un competitor serios, capabil să atragă studenți printr-o ofertă educațională diversă și atractivă, care să permită absolvenților o cât mai bună inserție pe piața muncii. Pentru cei aproximativ 14.000 de studenți ai Universității din Pitești, derularea programelor de studiu este asigurată de cadre didactice, având competențe la standarde internaționale. Activitățile didactice sunt susținute de specialiști recunoscuți care au un aport important la procesul didactic prin experiența și cunoștințele lor specifice. Cercetarea științifică este una din prioritățile Universității din Pitești. Aceasta se desfășoară în centre de cercetare și laboratoare, materializând în rezultate teoretice și aplicative, lucrări publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, prezentări la simpozioane, conferințe și congrese naționale și internaționale. An de an, Universitatea din Pitești organizează numeroase manifestări științifice, naționale și internaționale. În contextul internaționalizării, Universitatea din Pitești este membră cu drepturi depline a numeroase foruri educaționale de mare valoare academică. În aceste structuri, Universitatea din Pitești participă activ la luarea de decizii, la elaborarea de noi politici educaționale. În domeniul relațiilor și colaborărilor internaționale, Universitatea din Pitești realizează o serie de activități de cercetare, dezvoltare în domeniul educației prin proiecte cu finanțare de la Comisia Europeană, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci. Pe lângă participarea în competițiile de proiecte finanțate de către Uniunea Europeană, Universitatea din Pitești a acordat o atenție deosebită schimburilor bilaterale de studenți și de cadre didactice. Se disting prin excelență schimburile bilaterale cu universități și instituții de formare profesională din Franța, Anglia, Danemarca, Spania, Italia, Belgia, Grecia, Portugalia, Germania. Învățământul competent și performant, promovat de Universitatea din Pitești, este sprijinit și de existența unei moderne biblioteci universitare, cu un fond extins de carte, ce asigură o bază solidă de documentare, formare și cercetare în toate domeniile științifice.
Universitatea din Pitești acordă anual burse studenților cu rezultate meritorii și celor aflați în situații critice din punct de vedere social. Studenții Universității din Pitești beneficiază gratuit de bilete în tabere, de abonamente și reducerea costurilor pentru călătorii cu mijloacele de transport în comun. Căminele și cantina universității oferă și asigură cazarea și masa studenților proveniți din alte zone de reședință. Studenții Universității din Pitești sunt organizați în asociații studențești și dezvoltă o serie întreagă de activități complementare celor educaționale. Cu filiale în Pitești, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Alexandria și Câmpul Lung, Universitatea din Pitești acordă o mare importanță dezvoltării bazei sale materiale. În campusul din Gheorghe Doja s-a construit o sală polivalentă de sport, cea mai modernă din mediul universitar românesc. Managementul promovat și profesionalismul cadrelor didactice alături de studenți au condus la ceea ce se numește astăzi Universitatea din Pitești.